Iubită Biserică în Domnul Iisus Hristos, frați, surori, tineri, ascultători ai Evangheliei, în cartea Apocalipsei este scris următoarele lucruri: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, slava, cinstea și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Numele Lui să fie lăudat. Amin. David, într-o împrejurare, cel puțin una, mi-aduc aminte acum, chiar și în scrierile sale în cartea lui Samuel, mai amintește, dar în Psalmul 18 spune el în versetul 46, sub călăuzirea Duhului Sfânt, și aș dori să spunem și noi astăzi: trăiască Domnul! Amin. Și binecuvântat să fie stânca mea, mărit să fie Dumnezeul mântuirii mele, glorie Domnului! Amin. Suntem în casa Domnului ziua aceasta, o zi de sărbătoare. Păstorul dumneavoastră chiar îmi spunea: măi, nici de dimineață nu s-o citi textul intrării Domnului Iisus în Ierusalim. Acum zic, ce să mai fac? Zice, nu, musafirii să citească ceea ce Domnul le-a pus pe inimă. Și rămânem la ceea ce a spus și păstorul, la ceea ce ne-a pus și Domnul, și dorim ca numele Domnului Iisus să fie slăvit în toate. Preiubită Biserică în Domnul Iisus, încă mai pot să aduc un salut bisericii dumneavoastră aici la Deva, Muntele Sionului, un salut din partea celor peste 4.000 de credincioși penticostali din nordul Italiei. Salutul acesta este scris în Cartea Evreilor, capitolul 13, și spune cuvântul Domnului următoarele, pentru fiecare în parte, versetul 24. Spuneți sănătate tuturor mai marilor voștri și tuturor sfinților. Cei din Italia, vă trimit sănătate, harul să fie cu voi toți, amin. Amin. Zi de sărbătoare, zi în care ne-am gândit și s-a gândit fiecare lumea creștină la această sărbătoare a intrării Domnului Iisus în Ierusalim. S-au pregătit femeile, surorile, bărbații, fiecare în felul lor, cu mâncare, cu haine noi, cu haine curate, cu haine călcate, dar inima noastră am lucrat la curăția ei, interiorul nostru am lucrat la pregătirea acestei sărbători. Vreți să intre Domnul Iisus și în inimile noastre? A fost o zi în care ne-am întâlnit cu El, a fost o zi în care am stat de vorbă cu El și El ne-a chemat pe nume. De atunci au trecut un an sau mai mult sau câteva săptămâni în urmă. Mai a rămas Domnul la loc de cinste? Spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca, citind: atunci când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, s-a apropiat de Ierusalim, capitolul 19, versetul 41 scrie: când s-a apropiat de cetate, a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Astăzi seară, la această sărbătoare, înainte de a continua cu cuvântul care a fost citit din Matei 25, puneți întrebarea și pun și eu această întrebare fiecăruia: Domnul Iisus plânge pentru casa ta și pentru dumneatale? Sau poate să intre cu bucurie, să lucreze cu bucurie, că intră în propria lui casă, pentru că Pavel spune așa: voi sunteți templu Duhului Sfânt, Doamne ajută-ne! Amin. Și orice templu are și un preot și el a fost rânduit de Dumnezeu ca mare preot pentru mântuirea și răscumpărarea sufletelor noastre, glorie Domnului! Spune cuvântul Domnului următoarele, versetul 42, și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar Ierusalimul, oamenii de acolo n-au cunoscut lucrurile care puteau să le dea pacea. Dar nu l-au cunoscut nici pe cel care intra acolo. Spuneau oamenii unii către alții: cine este acesta care intră acum călare în forma aceasta? Oamenii și-a șternu unii hainele jos, alții cu ramuri de finic în mâini. Cine este acesta? Nu știau nici măcar cine este. Alții răspundeau: este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei. Fiecare răspundea. Spuneam și de dimineață, spun și acum, într-o împrejurare, Domnul Iisus Hristos întreba pe ucenicii săi: ce spun oamenii, cine sunt eu? Și unii au zis: prorocul, altul Ilie, altul alta, dar voi, dar dumneavoastră, cei de la Deva, cine ziceți că este acela care a intrat în Ierusalim și odată, într-o zi, a intrat și în inimile noastre? Cine este acela? Petru a spus cu tărie atunci: tu ești Iisus, Fiul lui Dumnezeu, sau Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Amin.
dar nu l-au cunoscut. Și noi suntem oamenii care am cunoscut Scripturile, l-am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu și așteptăm din nou să vină Iisus, Domnul, Regele. Așteptăm din nou, dar de data aceasta noi nu-L mai așteptăm să vină călare pe un mânz unei măgărițe. Nu-L mai așteptăm oamenii să întrebe cine este acesta. Nu mai așteptăm să-și pună hainele înaintea Lui și să calce măgărușul pe ele. Nu-L mai așteptăm, dragii mei, nici cu mulțimi de oameni cu ramuri de finic în mâini, fluturând în stânga și în dreapta și strigând. Biblia ne vorbește următoarele cuvinte și doresc să recitesc, începând cu versetul 1. Atunci împărăția cerului se va asemăna cu 10 fecioare. Capitolul 24, Domnul Iisus Hristos vorbește despre niște evenimente foarte delicate a istoriei omenirii și vorbește și despre venirea Lui ca fulgerul pe norii cerului și continuă mesajul cuvântului Său cu privire la veghere. Și apoi reia în capitolul 25 următoarele cuvinte, evanghelistul le scrie: atunci împărăția cerului se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui, care mire este Domnul Iisus Hristos, numele Lui să fie binecuvântat. 10 fecioare facem și noi parte dintre ele, ori din cele 5, ori din celelalte 5, pentru că Scriptura ne vorbește și Domnul Iisus spune că 5 din ele erau nechipzuite și 5 erau înțelepte. Și citim în cartea Domnului la 2 Corinteni, capitolul 11, apostolul Pavel vorbește următoarele cuvinte pe care aș dori să le citesc. Cu precădere dorim să citim mai mult în Scriptură și spune aici în versetul 2 că sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos, așa-l cheamă pe bărbatul nostru cu care a fost logodiți, ca pe o fecioară curată. Să ne ajute Domnul să fim fecioară curată. Deci iată, dragii mei, că noi ca fecioară, individual sau global ca biserică a Domnului Iisus, suntem o fecioară logodită cu El. Doamne, binecuvântează această logodnă. Vă rog, rețineți însă un aspect. În zilele de astăzi este biserică catolică, biserică romano-catolică, ortodoxă, baptistă, protestantă, neoprotestantă și atâtea denumiri. Și fiecare zice, biserica noastră, biserica noastră, biserica noastră. În seara aceasta nu vorbesc despre biserica voastră din Deva, ci vorbesc și doresc cu ajutorul Domnului să vorbesc despre biserica Domnului Iisus Hristos, care a răscumpărat-o prin sângele Său de pe Golgota, care a curs fără nicio rezervă și l-a dăruit cu dragoste ca pe noi să ne curățească de păcatele noastre, să pregătească din noi un popor sfânt pentru Dumnezeu Tatăl glorie Lui. Și iată ce spune cuvântul Domnului în continuare, având în vedere că noi facem parte din aceste fecioare și nu oricare curate, spune Scriptura, 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Și acum, cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Citim și de data aceasta cuvinte cunoscute de dumneavoastră. În Psalmul 119, Domnul vorbește prin psalmist următoarele cuvinte cu privire la candelă. Versetul 105. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Cele 5 fecioare nechipzuite aveau cuvântul. Au cuvântul, care este o lumină pe cărare, dar iată ce spune Scripturile, n-au luat cu ele un de lemn. A doua categorie, dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Doar amintiți-vă ce spune Zaharia în capitolul 4 despre acel un de lemn auriu, care cu toții știm că reprezintă de fapt ungerea cerească și mărturia pe care Dumnezeu o depune despre peste aceia care se întorc o inimă sinceră și curată la El, pecetluindu-i cu Duhul Sfânt, ungându-i cu Duhul Sfânt, umplându-i de un de lemn sfânt. Unde? 2 Corinteni capitolul 4, citim următoarele.
Această ungere, această putere nemaipomenită, Apostolul Pavel vorbește și scrie aici bisericii din Corint astfel în versetul 7. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, de pământ, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi, glorie Domnului. Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Și iată că puterea aceasta, ungerea aceasta, umdelemnul acesta, Duhul acesta, îl primim de la Dumnezeu și îl purtăm în niște vase de lut și o comoară pentru noi. Pentru fecioarele înțelepte, umdelemnul acesta era o comoară și l-au strâns în vase. Dumnezeu să ne binecuvânteze, vasele să fie pline de Duhul Sfânt. Apostolul Pavel spunea într-o împrejurare, fiți plini de Duh, Doamne ajută-ne! Și acum, haideți să privim în Scriptură câteva cuvinte cu ajutorul Domnului. Cine sunt de fapt fecioarele acestea nechipzuite? Cine sunt de fapt fecioarele acestea înțelepte? Pentru că Scriptura ni le prezintă. Nu dăm cu presupusul, sunt oamenii din lume, sunt aceia care nu vor să vină la pocăință. Neînțelepți a fost și poporul Israel când a intrat Domnul Iisus Hristos în Ierusalim, că nimeni nu l-a cunoscut. Dar iată ce spune cuvântul Domnului. Haideți să căutăm în Scriptură să vedem fecioarele nechipzuite care sunt. Și găsim scris în cuvântul Domnului următoarele lucruri, citind în Galateni capitolul 3 astfel. Versetul 1. O, Galateni nechipzuiți! Iată, dragii mei, că Domnul vorbește prin Apostolul Pavel și ne prezintă o categorie de fecioară nechipzuită. Și să vedem de ce sunt nechipzuiți oamenii aceștia, fecioara aceasta. Cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor, cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Iată numai ce voie să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței? Sunteți așa de nechipzuiți după ce ați început prin Duhul? Vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Pune el această mare întrebare. Și întrebarea aceasta e pentru tine, soră, pentru dumneatale, frate, din sală sau de sus, de la balcon. A fost o vreme în care l-ai cunoscut pe Domnul Iisus Hristos? A fost o vreme în care El a intrat în inima ta ca rege și ca domn? A ținut acea măreață slujbă de curățire a templului, a ființei tale? A pus din Duhul Său cel Sfânt în tine în urma credinței și acum... Mai ești fecioară înțeleaptă? Mai arde unde lemnul în vas? Mai mergi pe cărarea aceasta luminați de candela aceasta a Evangheliei Domnului Iisus Hristos? Pavel stă înainte acestor galateni cu această scrisoare și spune, dacă vreți în alt cuvânt, fecioare nechipzuită din Galatia. Citim în capitolul 1 următoarele cuvinte. Versetul 1, trec repede apoi la versetul 2. Pavel, versetul 2. Și toți frații care sunt împreună cu mine către bisericile Galatiei. Iată, dragii mei, că nu către una singură, către bisericile care erau în zona aceea Galatiei. Și le scrie, o, fecioare nechipzuite, o, galateni nechipzuiți, dar de ce au ajuns nechipzuiți? După ce au auzit Evanghelia, după ce au crezut în Domnul Iisus Hristos, despre care au auzit și a fost zugrăvit înaintea ochilor lor, Domnul Iisus Hristos cel răstignit. Facem o paranteză și Pavel scria corintenilor și doresc să nu uitați nici nu dumneavoastră. Nu doresc să știu altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Laude Domnului! El trebuie să fie între noi, El trebuie să fie în casele noastre, El trebuie să fie în inima noastră și atâta vreme cât înaintea ochilor îl avem pe El, nu ne poate fermeca nimeni. Rămânem fecioare înțelepte, rămânem fecioare binecuvântate în ascultare de Domnul. Dar când galatenii și-au întors privirea, spunea Apostolul Pavel, cine va fermeca pe voi? Cine v-a vrăjit pe voi? Cine v-a amăgit pe voi? Cine v-a luat privirile de la Domnul Iisus Hristos? Nu ne învață Scripturile până și în Cartea Evreilor să privim țintă la căpetenia desăvârșirii credinței noastre, la marele preot al credinței noastre care este Domnul Iisus Hristos? Spune, iată numai ce voie să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul. Aveau și Duhul Sfânt.
Erau și botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Și scrie mai departe, ori prin auzirea credinței, și încă o dată îi mustră, sunteți așa de nechipzuiți după ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți să fie prin firea pământească? Semnale de alarmă. Cum am început noi pocăința? Cum am început noi trăirea noastră de zi cu zi cu Domnul? Să ne ajute Domnul să o păstrăm prin Duhul. Citesc Apocalipsa, capitolul 3. Domnul vorbește bisericii din Sarde și spune astfel, versetul 3. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit? Ține și pocăiește-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. De aceea, vegheați și fiți treji, căci Domnul nostru vine, numele Lui să fie lăudat. Fecioare nechipzuite, galateni nechipzuiți, ce au făcut ei? Au dat la o parte harul lui Dumnezeu. Mântuirea prin harul lui Dumnezeu, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Pavel vorbește în Galateni, capitolul 1, versetul 6. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu-i mai bună asta. Și zilele de astăzi este specific acestor perioade. Ca și galatenii, mulți harul Domnului, mulți renunță la jertfa Domnului și primesc o altă evanghelie. Le place să meargă la o altă parte, la o altă evanghelie, să se podobească cu bijuterii, să bată din palme, să sară în sus, să se arunce pe jos, să practice râsul sfânt, în ghilimele, bineînțeles. Lasă evanghelia pe care a adus-o Domnul Iisus Hristos și pe care Pavel spune așa, că evanghelia aceasta e puterea de mântuire a celui ce crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Doamne, mărește necredința! Renunță la această evanghelie și își întorc privire spre altceva. Dacă vreți într-un termen mai teologic, au căzut în apostazie. Fecioare nechipzuite care au căzut în apostazie. Citim, n-a fost Galatia singură. Nu numai la Devas problemele acestea. Citim în cartea Domnului la 2 Corinteni următoarele. Capitolul 11, versetul 4, Pavel scrie acestei biserici. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus, pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt Duh pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie pe care n-ați primit-o, o, cum îl îngăduiți de bine! Fraților și surorilor, ce fel de fecioare suntem noi? Rămânem la acelea așa cum le-am auzit și le-am primit la început sau ne luăm după alții cu altă evanghelie, cu un alt Duh care nu ni s-a oferit? De ce să nu râdem și noi când toată lumea vrea să râdă? E la modă să râzi, nu e la modă să plângi. Dar pentru cei ce plâng în ziua de astăzi, Scripturile ne spune că ei vor fi mângăiați și acolo unde este lacrimă, acolo este viață. Aduceți-vă aminte că mai aveți pe aici prin zonă vie și merg oamenii și curăță via în diferite anotimpuri ale anului și începe via să plângă. Știți de ce plânge? Termenul acela popular, plânge via. Pentru că e vie, pentru că trăiește, nu-i uscată. Unde e uscăciune, chiar dacă ai tăiat, nu picură nimica. De aceea nu vă fie niciodată rușine să plângeți înaintea Domnului. Să lăsați lacrimile să curgă înaintea Domnului, căci doar aceia, cei ce plâng, vor fi mângăiați. Să ne ajute Domnul într-o vreme ca aceasta să beneficiem de mângăierea Lui. Fiți înțelepți! Fiți înțelepți! Strângeți un de lemn în vas! Unul din rolurile Duhului Sfânt în viața noastră, citim ce spune Apostolul Pavel la Romani, capitolul 9, versetul 1. Spun adevărul în Hristos, nu mint! Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. De ce e important ca vasul nostru să fie plin de Duhul Sfânt? Ca să nu le luăm după învățători străini, după proroci mincinoși,
După o altă evanghelie sau să primim alte duhuri de care n-am auzit și nici nu vrem să auzim, ci Duhul lui Hristos care locuiește în noi, ne luminează interiorul aici. Și Pavel spune, cugetul meu luminat de Duhul, Doamne, luminează-ne! Ca să beneficiem de lumina Duhului Sfânt în cugetul nostru, noi în vremuri ca acestea trebuie să fim plini de Duh. Doamne, ajută-ne! Dragii mei, Apostolul Pavel mai trage un semnal de alarmă și în scrierile sale îi spune lui Timotei astfel, capitolul 4 din 1 Timotei, versetul 1. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Ce fac unii? Nu mai rămân la credința sfântă. Și spune aici că se leapădă de credință și se alipesc de duhuri înșelătoare, de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu însuși cugetul lor. Ei opresc căsătoria, întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de cei ce cred și cunosc adevărul. Și zice, nu-i nevoie să te mai căsătorești, poți să trăiești așa. Și vin și amăgesc și pe unii și pe alții, fiți fecioare înțelepte, strângeți un de lemn în vase, ca un de lemnul acela, Duhul Sfânt a Domnului, să vă lumineze cugetul. Pentru că Scriptura spune, ferice de poporul care cunoaște glasul trâmbiței, ferice de poporul care cunoaște glasul păstorului, ferice de poporul care cunoaște glasul Domnului, lăudați să fie numele Domnului. Nu mergeți după străini, nu vă luați după oamenii aceia fățarnici și mincinoși care vin să semene neghină și necredință într-o vreme ca aceasta. Zidiți-vă credința pe cuvântul Evangheliei, credința mea e o zidesc, spune o cântare mai veche, pe cuvântul sfânt și ceresc, așa să ne ajute Domnul. Fecioare nechipzuite, dumneatale, cum ești soră, cum ești frate, ai luat-o deja în altă direcție sau ai rămas la unde lemnul care îl dă Domnul prin Duhul Sfânt și în lumina Evangheliei? Să ne ajute Domnul să fim statornici, să nu ne lăsăm abătuți nici la stânga, nici la dreapta. Calea este strâmtă, îngustă, dar la capăt ne așteaptă viața cea veșnică prin Domnul Iisus Hristos descoperită nouă în vremea aceasta. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Avem și fecioare înțelepte. Haideți să le găsim pe acelea, să vedem ce vorbește Domnul acelor fecioare înțelepte. Citeam în Apocalipsa, în capitolul 3, despre o fecioară numită Sardes, biserică numită Sardes. Acolo Domnul îi spunea acele cuvinte, adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te, mai era loc de pocăință. Țineți, dragii mei, așa cum ați primit-o, cu post, cu rugăciune, cu citirea Scripturii, cu stăruință în rugăciune, cu participare activă în faceri de bine, cu dragoste și cu iubire să fie făcut tot ce faceți și totul făcut în numele Domnului Iisus Hristos, să ne ajute Domnul aceasta. Domnul îi spunea acestei biserici, dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Și acum coborâm la o altă fecioară sau fecioare înțelepte. Tot în Apocalipsa capitolul 3 citim în cuvântul Domnului, versetul 7. Îngerul bisericii din Filadelfia scrie-i, iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide. Cine-i ușa aceea? Nu spune Scriptura Iisus, ușa. Zice stare, țineți minte, caprele nu intră pe ușa aceasta. Domnul Iisus a fost și s-a declarat păstor a oilor, nu a caprelor. Fiți dar oi și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Citim aici, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere. Când Domnul a privit spre biserica aceasta, a constatat că are puțină putere. Ușa într-adevăr e deschisă,
Dar spune mai departe, și ai păzit cuvântul meu. Aici ai marele secret. Vrei să fii o fecioară înțeleaptă? Vrei să fii o fecioară care să intri în împărăția cerurilor? Păzește cuvântul Domnului. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Domnului, este datoria fiecărui om, spune Eclesiastru. Să ne ajute Domnul. Păzim cuvântul. Ne place să păzim cuvântul Domnului. Ca să-l păzim, trebuie să-l cunoaștem. Ca să-l cunoaștem, trebuie să-l citim. Și după ce l-am citit, nu uităm de el. Și Scriptura spune, strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Doamne, ajută-ne! Și spune mai departe, și n-ai tăgăduit numele meu. Nu i-a fost rușine că-i pocăit. Nu i-a fost rușine că-l slujește pe Domnul. N-a făcut ca Petru altă dată când era în curtea marelui preot și s-a dus slușnic aceea și a zis, și pe tine te-am văzut cu el pe acolo. Eu nu-l cunosc pe omul acesta. L-a tăgăduit pe Domnul. Nu-l tăgăduiți pe Domnul. Mărturisiți-l pe Domnul, spuneți tuturora să știe, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul meu, lăudați să fie numele Lui. Și citim mai departe, versetul 10, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării. Și spune mai departe versetul 11, eu vin curând. Ce diferență între ce spunea bisericii din Sardes și bisericii din Filadelfia. M-aș bucura ca toți care suntem aici să fim integrați în această biserică, sau dacă vreți fecioară, înțeleaptă. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa ce ai. Ce ai, frate, și ce ai, soră? Ce ai de trebuie așa de mult păstrat? Ai candelă, slăvit să fie Domnul! Luminează candela, slăvit să fie Domnul, dar mai ai ceva? Comoara aceea care trebuie purtată în niște vase de lut, o mai ai? Să ne umple Domnul Iisus cu ea. Păstrați-o, vegheați asupra sufletelor voastre, ca să fiți plini de Duh, ca atunci când va veni Domnul să putem să ieșim în întâmpinarea Lui. Citim aici în cuvântul Domnului următoarele lucruri. Versetul 5. Fiindcă mirele zăbovia, au ațipit toate și au adormit. Dragii mei, pilda ne vorbește despre zăbovirea acestui mire din pildă. Aș vrea să vă întreb, va zăbovi Domnul cu privire la venirea Lui? Scriptura spune așa, că Domnul, Apostolul Petru spune, Domnul nu întârzie la împlinirea făgăduințelor sale. Și în Evrei, capitolul 10, citesc un cuvânt, și aș dori să rămână în inimile noastre, să medităm asupra Lui, să ne rugăm în privința aceasta și ascultați ce spune cuvântul Domnului în Evrei 10 cu versetul 37, păstorul bisericii din loc deja l-a spus. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Numele Domnului să fie lăudat! Mirele nostru nu zăbovește! El nu vine mâine sau poi mâine, El are ceasul și ziua pregătită și de acolo nu se abate nimica. El la ceasul și ziua și clipa pregătită de Tatăl, El nu mai zăbovește. Vine să-și ia biserica, mireasa, fecioarele înțelepte, de aceea ajută-ne, Doamne, să fim gata pentru ziua aceea. Un alt lucru în versetul acesta, în versetul 5 spune, fiindcă mirele zăboveau, ațipit toate și au adormit. Au adormit. Dragii mei, ce ziceți, biserica Domnului trebuie să adoarmă? Pe baza acestui verset mulți au permis să propovăduiască o altă evanghelie. Oricum la venirea Domnului toți o să dormim. Nu vă luați după ei. Nu vă luați după astfel de apostazie. Nu deveniți fecioare neînțelepte. Fiți înțelepți? Și au zis oamenii, păi da uite, pilda aceasta ne relatează că au adormit și alea și alealte. Înseamnă că toți o să adormim. Dragii mei, hai să citim în Evanghelia după Matei, capitolul 18. Matei, capitolul 16, versetul 18. Domnul spune următoarele. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea.
și porțile locuinței morților nu o vor birui. Este cumva biruită biserica Domnului de un duh de somn? Dacă porțile locuinței morților nu pot să biruiască biserica Domnului, biserica Domnului Iisus Hristos nu va fi biruită de un duh de somn, ci nu mai mergem în Scriptură la fiecare verset, dar biserica Domnului, ea merge din biruință în biruință și se înfățișează înaintea Domnului în Sion, slăvit să fie numele. Ca biserica Domnului, noi nu ne sperăm că mâine vine ziua adormirii noastre, nu! Noi așteptăm pe Domnul să vină în veghere și Dumnezeu să ne binecuvânteze cu un duh de veghere. Găsim scris aici în cuvântul Domnului despre oameni și care adorm și sunt biserică. Facem doar o scurtă paranteză să vedem de ce unii cad în adormire și aici fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Citim în cuvântul Domnului să vedem de ce unii adorm. De ce unii cad într-o astfel de stare? 1 Corinteni Apostolul Pavel spune următoarele și citesc începând cu versetul 29. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. De ce? Pentru că la cina Domnului nu știu să împlinească versetul acesta, să se cerceteze și să facă diferența între trupul Domnului și între ei însăși. Și cad în stări de adormire, nu pentru că biserica va fi biruită de somn, ci pentru că unii nu împlinesc cuvântul Domnului. Să ne ajute Domnul să fim înțelepți. Și Dumnezeu, joi seara am înțeles că stați la masa Domnului. Verificați-vă fiecare în parte, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Și aduceți-vă aminte de cercetarea pe care Domnul a făcut-o ucenicilor când erau la masă toți împreună. Înainte de a se institui lucrarea aceea, Domnul a spus, unul din voi mă va vinde. Și ce au început ceilalți? Au început să se cerceteze. Doamne, nu te vând eu. Doamne, dar nu cumva sunt eu. Dar nu cumva sunt eu. Dar nu cumva l-ai vândut pe Domnul printr-un păcat, printr-o plăcere, printr-o călcare a Evangheliei și a poruncilor Domnului? Fiecare să se cerceteze, să nu cadă în adormire, ci să rămânem o biserică trează, veghetoare, un popor sfânt pentru Domnul și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Versetul 6 spune următoarele. La miezul nopții s-a auzit o strigare. Cred că vă mai aduceți aminte de cântarea aceea care spunea la miezul nopții va veni Iisus cu pas domol. Frate Cristi, nu vrei să cântăm prima strofă din cântarea aceasta? N-ați vrea să ne unim în această cântare și să mă opresc și eu din predică și să spunem din inimă, ca o fecioară înțeleaptă și veghetoare, la miezul nopții va veni Iisus cu pas domol și vai, vai de cel ce-l va găsi pierdut cu suflet gol. O lume asta de nevoi, cum a orbit acum, crezând că ziua de apoi va întârzia, pe drum ea nu întârzie, mirele nu zăbovește, el vine să-și ia biserica. Hai dar cu bucurie să cântăm, dacă nu ridicați și pe picioare, să cântăm prima strofă și a doua, dar să facem cântarea aceasta, să o las să izvorească din inima noastră, să izvorească din adâncul nostru, spre slava celui care vine, căci Domnul nostru vine, numele Lui să fie binecuvântat. La miezul nopții va veni Iisus cu pas domol și vai de cel ce va găsi pierdut. Pe drum crescând
că ziua de apoi a întârziat pe drum. Fiește care lucrului să-și pun al vieții gând, ca să vă pândesc dureri și unul pe altul vă îndemnați la sfinte priveghe și unul pe altul vă îndemnați la sfinte. Poetul cântării n-a zis dormiți, ci a zis din somn treziți-vă, sculați, Doamne ajută-ne! Nu dormiți, nu-i vreme de somn, că vai de cel ce-l va găsi pierdut cu suflet gol! De aceea, într-o vreme ca aceasta, repet ce am spus prima dată și ce spune Apostolul Pavel, fiți plini de Duh, Doamne ajută-ne! Citim în cuvântul Domnului că la miezul nopții s-a auzit o strigare. Iată mirele ieșiței în întâmpinare! Și aici e marea problemă. S-au trezit aceste fecioare și unele s-au văzut cu sufletul gol, altele s-au verificat și ele. Și spune cuvântul Domnului în versetul 7. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. O, dragii mei! În momentele acelea, la miezul acesta de noapte, fecioarele acestea trezite de strigarea aceasta au fost strigate să iese în întâmpinare. E o întâmpinare deosebită. Oricine a fost mireasă știe ce înseamnă să-și aștepte mirele să vină, să o iei, să meargă la casa Domnului. Știe ce emoții a trăit, ce stări a trăit, mai ales fetele, că ele sunt cele care așteaptă, nu așteaptă mirele, mireasa. Dar iată ce spune cuvântul Domnului cu privire la această întâmpinare. La această întâmpinare nu mai mergem cu mașina la întâmpinare. Nu mai mergem nici cu avionul. Nu mai mergem, dragii mei, nici pe jos. Citim ce spune Scripturile și cuvântul Domnului spune astfel la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, citesc versetul 16 și apoi versetul 17, ne dă detalii despre această întâmpinare. Căci însuși Domnul, ca cu un strigăt, cu glasul lui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer. Și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii, care vom fi rămași, vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nori. De ce? Ca să întâmpinăm, așa spune Scriptura, pe Domnul, unde? În văzduh, slăviți să fie Domnul, unde se întâlnesc fecioarele cu mirele ceresc, se întâlnesc în văzduh și când ele iasă la întâmpinare, ele nu iasă în stradă, ele nu merg pe stadioane, nici măcar aici nu ieșim la întâmpinare, ci la întâmpinare se merge în văzduh, Doamne ajută-ne! Și cine te va duce în văzduh? Cine le-a dus, dragii mei, pe aceste fecioare să-L întâmpine pe mire? Cum putem ajunge în văzduh? Cine să ne ducă acolo? Aduceți-vă aminte, doi oameni călătoreau pe drum. Au trecut ei pe la niște fii a prorocilor și la un moment dat îi zice: măi, nu te lași de mine, nu? Vrei ceva de la mine? Spune-mi și îți dau. Vreau să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Cerea un om care îl slujea pe Ilie. Numele lui era Elisei. Și la un moment dat spune Scriptura că un car cu cai de foc a venit și a despărțit pe cei doi și nu l-a mai văzut Elisei pe Ilie. Ce a fost acolo? Spunem noi, răpirea lui Ilie.
Ne aducem aminte de un alt eveniment istoric în Vechiul Testament, în vremurile străbune. Un om a umblat cu Dumnezeu un an, doi ani, 300 de ani și la un moment dat spune Scriptura că nu s-a mai văzut, nu l-a mai văzut nimeni, pentru că l-a luat Dumnezeu acasă la el. Era Enoch, omul care a trăit cu Domnul. Fecioarele care trăiesc cu Domnul, care sunt vegheatoare, care nu dorm, care într-o vreme ca aceasta sunt treze și așteaptă mirele, ca să iese în întâmpinare, au nevoie de acel un de lemn sfânt, de Duhul Sfânt în vas, în inimă, în sufletele noastre, ca în ziua aceea, spune cuvântul Domnului și recitesc, apoi noi cei vii care vom fi rămași, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, lăudat să fie Domnul! Cine ne va duce să-L întâmpinăm pe Domnul nori? Cine ne va purta pe aripile vântului? Cine va ridica de pe pământul acesta? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, glorie Domnului! Recunoaștem noi că locuiește în noi? Locuiește Duhul Sfânt în viața noastră? Dragii mei, câteva evenimente se vor întâmpla atunci. Atunci încă o dată se va mai vedea cine a fost fecioară înțeleaptă și cine a fost fecioară nechipzuită. Citim în cartea Domnului în Evanghelia după Luca, cuvântul Domnului ne vorbește și spune în capitolul 17, versetul 34. Vă spun că noaptea aceea, despre care am cântat, la miezul nopții va veni, vă spun că noaptea aceea, doi inși vor fi în același pat, unul va fi luat, cine îl va lua? Știi ce stare? Duhul Sfânt și unul va fi lăsat. Te-ai gândit, frate și soră, la lucrul acesta? Haideți să mergem puțin în firul vieții noastre, în vieții noastre, al istoriei noastre. Ai intrat cu soția de mână ca mireasă, aici sau în altă clădire, în altă locație. Ai venit și frații și-au pus mâinile peste tine și Domnul ți-a dat binecuvântare și a zis, au spus frații ce stă scris în Scriptură că cei doi din momentul acela vor fi una și ați trăit una. Ați făcut împreună o casă. V-a dat Domnul binecuvântări și posesiuni materiale. V-a binecuvântat Domnul cu copii și vine noaptea aceea. Unul să rămână și unul să plece. De ce oare? Dar nu mai sunt una? Nu mai ești una, frate, cu soția? Soție, nu mai ești una cu soțul? În noaptea aceea soțul cu soția vor fi în pat? Nu o să fie în altă parte. Și iată că unul rămâne și unul pleacă, dar de ce, Doamne? Când soțul te chema, soră, la rugăciune, tu spuneai că ai treabă, n-ai timp de rugăciune. Și iată ziua despre care spune cântarea, da, ziua cea mare groaznică va fi, o ce grozăvie! Vei rămâne aici, te vei trezi că nu-i mai soțul lângă tine, te vei duce dincolo, vei vedea că copilul nu-i mai în pătuțul lui, vei alerga pe stradă și vei spune, unde-i? Groaza Domnului va umplea inimile celor care vor rămâne ca altă dată pe vremea Vechiului Testament. Vor căuta oamenii să vadă ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, s-a întâmplat că Duhul Sfânt a dus fecioarele înțelepte în întâmpinarea mirelui și mirele le-a dus la el acasă. Fraților și surorilor, de aceea într-o vreme ca aceasta, fiți una! Ați stat ca mire și mireasă înaintea Domnului și Domnul v-a binecuvântat să fiți una. Ce v-a separat? Cine v-a fermecat înaintea ochilor voștri? Unul să caute internetul și filmele, unul să caute cântarea și poezia, unul să caute postul și rugăciunea, unul să caute moda și lucrurile din lume. Dragii mei, treziți-vă, sculați-vă, ridicați-vă în capul oaselor, căci în ziua Domnului vei plânge, dar va fi prea târziu. Vei vrea să te mai rogi, dar va fi prea târziu. Vrei vrea să postești, dar va fi prea târziu. Vei vrea să mai citești odată în Biblie, dar va fi prea târziu. Ai vrea să mai faci o faptă bună, dar va fi prea târziu. Azi, câtă vreme se mai poate spune astăzi, să ne întoarcem la Domnul, să-L căutăm pe Domnul, ca să trăim aici și o veșnicie cu El. Doamne, ajută-ne!
Aleluia! Slăviți să fie Domnul! Eu știu că Domnul este aici, tu ce zici? Nu spune Ezechiel cea mai frumoasă încheiere a scripturilor, a prorociilor. El încheie și spune, Domnul este aici, glorie Lui! Vrem să intre în Ierusalim și ne aducem aminte de Ierusalim? N-ai vrea să intre în viața ta, frate, și să te lași de mizeriile lumii și de păcatele lui? Pentru că pofta lumii, pofta ochilor și lăcomia sunt din lume și lumea cu ce este în ea va trece. Dar cine face voia Domnului rămâne să trăiască pentru Domnul, glorie Domnului! Aduceți-vă aminte ce spune cuvântul Domnului în Isaia, capitolul 29. Vremuri grele care vor veni, spune aici cuvântul Domnului, pentru cei care vor rămâne în pat, pentru cei care se vor da jos din pat și vor alerga și vor veni aici la muntele Sionului, la casa asta goală, se va umple atunci. Și spune cuvântul Domnului următoarele, citesc ce spune Scripturile în Isaia capitolul 29, versetul 11. De aceea toată descoperirea dumnezeiască a ajuns pentru voi ca vorbele unei cărți pecetuite. Dacă o dai unuia care știe să citească și zici, ia citește, el răspunde, nu pot, că e pecetuită. Va merge Biblia din mână în mână, citește tu, citește tu, citește tu. Nu pot, e pecetuită, ușa s-a închis, harul s-a închis. Îndurările Domnului s-au închis și acum ce vine peste pământul acesta? Nu vorbim de urgiile și necazurile care vor veni. Vorbim astăzi că Domnul vrea un lucru, să te întorci la Dumnezeu, să-L cauți cu o inimă curată și să-ți aduci aminte cum ai primit și să ții și să te pocăiești. Doamne ajută-ne! Doamne ajută-ne! Și Domnul vrea să ne ajute. Dar dumneatale, frate, vrei? Dumneatale, soră, vrei? Dumneavoastră, coriștilor, tinerilor, vreți? Toți vrem raiul lui Dumnezeu, dar vrem o pocăință ieftină și cu lumea, și cu Dumnezeu, și cu pofta firească, și cu Duhul Sfânt, și cu lumea, și cu Evanghelia, și cu Belial, și cu Hristos, și cu paharul lumii, alcoolul, și cu paharul la cina Domnului. Nu se poate! Nu se poate! Ori ai lui pentru totdeauna, ori ai celuilalt pentru totdeauna. Domnul spunea următoarele, fiți sfinți în toată purtarea voastră, Doamne ajută-ne! Ca atunci când va veni Domnul, soră, să poți pleca cu soțul împreună. Atunci când va veni Domnul, voi copiilor, să puteți pleca cu părinții împreună. Ca să se împlinească cuvântul Domnului care este scris în Isaia 25 și ăsta îmi doresc din inimă pentru toți de aici să se împlinească, cât și pentru cei care îi cunoaștem, frați, surori, biserici unde am slujit sau slujim, familii dragi, scumpe și de ce nu chiar și pentru vrăjmașii noștri. Spune aici cuvântul Domnului în Isaia 25, versetul 9. În ziua aceea noi ne vom întâlni cu El în văzduh, ne vom duce la El acasă în împărăția Lui. Și în ziua aceea vom zice, iată acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Și citim mai departe, acesta este Domnul în care ne încredeam. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui, glorie Domnului! Asta îmi doresc să trăiască fiecare dintre dumneavoastră, să ajungem ziua aceea la picioarele Domnului Iisus Hristos. Să ne putem da coate dacă vreți unul altuia. Ăsta-i Domnul, Domnul care ne-a răscumpărat. Acesta-i Domnul care nu l-am văzut niciodată și acum vedem față în față. Acesta-i Domnul care ne-a mântuit. Ne-am încrezut în El 60 de ani, 80 de ani, sau mai mult sau mai puțin. Acum să ne bucurăm de mântuirea Lui. Doamne, fă-ne parte de ziua aceea. Sau dacă vreți, adă, Doamne, ziua aceea mai curând. Ziua sfântă a noului așezământ. Ce plăcut va fi atunci și frumos când domnia va fi dată lui Hristos, o ce zi măreață pregătită pentru fecioarele înțelepte. De aceea fiți înțelepți, vegheați
Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Marcu 13:47, Domnul Iisus spunea următoarele cuvinte. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați și Domnul să ne ajute la aceasta. Dar, dragii mei, aici mai spune cuvântul Domnului ceva. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, atunci dați-ne din unde lemnul vostru. Atunci prea târziu. Să ceri atunci un de lemn când se aude trâmbița Domnului, glasul Domnului, strigătul Domnului, e prea târziu, frate. E prea târziu, soră, atunci. E prea târziu atunci să cauți să-ți umpli vasul cu un de lemn. E prea târziu să-ți mai curăți vasul de păcatele dumneatale. E prea târziu atunci să mai zici, Doamne, dă-mi și mie. Atunci doar este vremea să te pregătești și să zbori spre cer. Doamne, ajută-ne! De aceea astăzi căutați pe Domnul prin post, prin rugăciune, prin împlinirea Bibliei, iubindu-vă unii pe alții, căci asta înseamnă că ucenicia Domnului Iisus Hristos, să ne ajute Domnul, dacă vă iubiți unii pe alții. Porunca nouă pe care a dat-o Domnul Iisus, oamenii prin aceasta vor cunoaște că sunteți ucenicii mei, să ne ajute Domnul. Fiți înțelepți, iubiți-vă unii pe alții. Și citim în cuvântul Domnului următoarele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu dăm nimic, ca nu cumva să nu ne ajungă nici vouă, nici nouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Azi de ce nu vrei să cumperi? Azi de ce nu tragi păstorul de mână că, frate, vreau să faci stăruință, să primești și eu Duhul Sfânt? Frate, la mine Duhul Sfânt în viața mea a început să rodească tare puțin. Aș vrea și eu o umplere. Frate și soră, azi e vremea să ne cercetăm. Ai în inimă dragoste? Ai în inimă bucurie? Ai în inimă pace? Astea-s roadele Duhului Sfânt. Ai în inimă bunătate și facere de bine? Ai în inimă blândețe? Porți în sufletul dumneatale înfrânarea poftelor? Fraților și surorilor, cu oglinda în mână, fiecare să se vadă, pentru că oglinda asta vede până în adâncul inimii noastre, căci cel ce desparte măduva de oase-i Domnul. Și Duhul de suflet îl separă și cunoaște lucrurile ascunse a fiecăruia din om. De aceea, într-o vreme ca aceasta, hai să ne vedem, suntem plini de Duh? Să ne ajute Domnul. După ce un om e plin de roada Duhului, Domnul îi va da și din darurile Duhului, dar nu poți avea daruri dacă n-ai roadă. De aceea fie ca Domnul să ne binecuvânteze cu roada Duhului Sfânt și darurile sfinte care le avem să le folosim în vederea zidirii Bisericii lui Hristos. Să ne ajute Domnul. Au urmat următoarele momente în care Domnul Iisus Hristos, mirele, cu fecioarele, a încuiat ușa și și-a văzut de treabă, dacă vreți. Spune cuvântul Domnului următoarele. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele, cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Aduceți-vă aminte de corabia lui Noe. Câți au fost în jurul corabiei și tot s-au uitat la ea toată ziua. Cât se uită toată ziua când este seară de stăruință sau noapte de veghe, sau e cina Domnului sau alte activități aici la casa Domnului. Cât stau și se uită și privesc, bun program a fost azi, fain. Am auzit odată pe un tânăr care a spus așa, mă duc până la localitatea cu tare, de ce te duci acolo? Vine fratele cu tare, acela are ce să spună. Măi, tu ai dreptate, el spune ceva, dar din atâția care au avut ceva de spus la tine, de ce nu se schimbă nimica? Fraților și surorilor, nu fiți spectatori. Veniți să strângeți în inimă un de lemn, să strângeți cuvânt, să-L strângeți pe Domnul Iisus Hristos, ca El să domnească și să aducă mântuire fiecăruia care crede. Ușa s-a încuiat, la Noe ușa a fost închisă, au mai fi vrând probabil să intre cineva, dar n-a mai putut nimeni. Aici au venit cele nechipzuite. Doamne, vrem să intrăm și noi! Doamne, citim! Dai pecetluită și dacă o dai, spunea Isaia în capitolul 29, la unul care nu știe să citească, acela va zice, eu nu știu să citesc, ar mai vrea să intre, ar mai vrea să facă ceva, dar totul e prea târziu.
Până nu se închide ușa harului, fraților iubiți, veniți de grabă la Iisus să fiți mântuiți. El vă dă din plinătatea Duhului Său Sfânt și orfani nu o să vă lase pe acest pământ. Să ne umple Domnul de Duhul Său. Citim mai departe cuvântul. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Aduceți-vă minte de Matei 7, nu mai citesc. Nu oricine îmi zice, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Nu oricine zice, Doamne, Doamne. Doamne, Doamne, spuneau astea la ușă. Dar Domnul spunea în Matei 7, depărtați-vă de la mine, Doamne, dar noi am cântat, noi am prorocit, noi am cântat în cor, am predicat de la învoane, Doamne. Noi am făcut semne și minuni. Plecați că nu vă cunosc, voi lucrători ai? Fără de legii. Să stai în nepăsare când harul lui Dumnezeu este la dispoziția fiecăruia. Să stai în nepăsare și să sfidezi harul lui Dumnezeu este un păcat, este o fără de lege care va fi sancționată fără să-ți dai seama. Vei rămâne afară pentru că astăzi ești indiferent la Evanghelie, pentru că astăzi ești indiferent la pocăință, pentru că astăzi ești nepăsător la revărsarea Duhului Sfânt, pentru că astăzi spui, n-am nevoie azi de har, am nevoie de mâine la examen și apoi iară uiți de Dumnezeu. Ți-aduci aminte când bate boala în ușă și cancerul te mănâncă, atunci strigi, Doamne, ai milă și de mine că am umblat atâția ani cu tine la adunare. Prea târziu! Astăzi când auziți cuvântul, nu vă împietriți inimile, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Să ne ajute Domnul. Dar el drept răspuns le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Și încheie Domnul Iisus cu versetul 13, vegheați dar, nu zice dormiți, voi toate trebuie să dormiți, dormiți om liniștiți și când o să auziți strigarea, eu o să vin și să vă iau. Nu dormiți, nu acceptați somnul în viața dumneavoastră. Vegheați dar că nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Să ne ajute Domnul să veghem. Citesc aici în Matei 24 ce spunea Domnul Iisus Hristos, versetul 44. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Fiți dar gata! Doamne ajută-ne! Mai citim în Apocalipsa, să vedem ce ne spune omul lui Dumnezeu Ioan. Ioan îi descoperă Domnul prin Duhul Sfânt această frumoasă descoperire, revelație a Apocalipsei și în capitolul 16, versetul 15, spune astfel. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează, Doamne ajută-ne! Nu zice ferice de cine doarme. Ferice de cel ce veghează, de aceea fiți treji și vegheați! Deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina, căci El e lumina lumii. El să lumineze fiecare suflet dintre noi. Să putem beneficia de îndurările Lui azi și de răpirea la cer când va veni să șeie biserica. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să îi se vadă rușinea. Hai dar să intrăm în fericirea aceasta. Hai să veghem mai mult asupra umbletelor noastre. Hai să veghem mai mult asupra căilor noastre. Apostolul Pavel spunea bisericii din Galatia și celorlalte, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe ale lui Hristos. Doamne, ajută-ne! Pavel care a spus aceste cuvinte, el n-a dormit. Domnul Iisus n-a dormit. El a venit să-și cerceteze ucenicii în grădina Ghetizmani, Petru, Iacov și Ioan, cei mai de frunte ucenici, i-a selectat și i-a zis, veniți cu mine, rămâneți aici și rugați-vă. S-a dus mai ca la o aruncătură de piatră mai înainte și a început să se roage rugăciunea aceea cu privire la pahar. A venit la ei și i-a găsit dormind. Știți ce spune cuvântul Domnului? Citesc. Matei 26, versetul 41, 40 și în continuare 41. Apoi a venit la ucenicii săi, i-a găsit dormind și a zis lui Petru, ce? Un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Dragii mei, un ceas vegheați pe zi, pe zi. Citirea Bibliei, cântare și rugăciune se acumulează măcar un ceas. Da sau nu? Fiecare să-și răspundă în dreptul lui.
Dați-mi voie să vă spun că într-o împrejurare, ani în urmă, am sunat la un frate, Cornel îl chema, și vroiam să-l invit la noi, în zona noastră, în Banat, și mi-a răspuns soția lui. Zice, frate, zice, eu sunt soția lui, soră, eu vreau să vorbesc cu soțul dumneatale, cu fratele Cornel, acasă. Da, frate, dar nu poate să vorbească. Și am insistat. De ce? Știi ce mi-a zis frate Cornele? Fiindcă tot Cornel te cheamă. Soțul meu a intrat la o oră de rugăciune care o are zilnică cu Domnul și nu-mi permit să-l deranjez. Frate și soră, tu ai o oră cu Domnul pe zi. Vrem raiul, vrem răpirea, dar cu Domnul cât trăim? Din 24 de ore, un minut, două și restul numai alergăm și ne zbatem pe pământul acesta pentru nimic? Domnul spunea următoarele cuvinte, ce un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Ce înțelegem noi de aici? Vegheați și rugați-vă! Doamne, ajută-ne ca să nu cădem în ispită, ca să nu rămânem goi. Și în vremuri ca acestea, ca să fim plini de Duh, e nevoie de rugăciune. Duhul Sfânt se primește în stăruință, Duhul Sfânt se primește prin credință. Doamne, dă-ne-l într-o măsură mai mare. Elisei l-a însoțit pe Ilie, a văzut semne și minunea, a fost participant la lucrările Domnului. Dar când a fost vorba să rămână singur, să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul Tău. Doamne, revarsă și peste noi o îndoită măsură. Mai cerem Duhul Sfânt. Mai cerem o umplere cu Duhul Sfânt. Să ne ajute Domnul să o dorim. Cum dorește cerbul izvoarele de apă. Cum dorești vara să bei un pahar de apă când e seceta mai mare. Așa să dorească sufletul nostru pe Domnul și Duhul Său cel Sfânt într-o vreme ca de aceasta. Pentru că Biserica Domnului, printre multele roluri ale Duhului Sfânt care le are în viața noastră, are rolul de a ne duce în întâmpinarea mirelui. Fie dar ca pentru ziua aceea să fim gata. Și nu uitați, vegheați, vegheați și rugați-vă. Domnul spune așa, vegheați, dar că nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Și acum, la ce vă va zbura gândul în ziua de mâine? Ce veți aștepta ziua de mâine? Noi trăim într-o lume a așteptărilor și toată lumea vrea să știe evenimentele cum decurg. Dar Biserica Domnului Iisus și ea așteaptă ceva. E adevărat, Scriptura spune așa, veți auzi de războaie, vești de războaie, să nu vă spăimântați. Toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, vor fi ciume, vor fi cutremure de pământ. Când se vor întâmpla aceste lucruri, să vă ridicați privirea în sus, de unde vă vine izbăvirea. Și atunci ce așteptăm noi? Așteptăm să vină izbăvirea. Biserica Domnului Iisus Hristos cântă cântarea. Noi așteptăm pe Domnul Iisus când vine. L-aștept și dumneatale? Ai așteptat probabil să te căsătorești la vară, aștepți probabil să dai la facultate, aștepți să-ți vezi copiii căsătoriți sau să vezi că nora ți-a născut un nepoțel frumos. Înaintea oricărei priorități de pe pământul acesta, biserica are o prioritate primordială, mai mare ca aceasta nu există și această prioritate vreau să fie în viața fiecăruia, mi-o doresc, venirea Domnului. De aceea și-aș dori să cântăm încă o dată. Noi așteptăm pe Domnul Iisus când vine. O, Doamne, ajută-ne să nu mințim prin cântare, ci să trăim ceea ce cântăm. Doamne, ajută-ne! De aceea vă invit să ne ridicăm din nou la cântare, să dăm dovadă de fecioare înțelepte, care strângem un de lemn în vas, care așteptăm pe mirele și acum cu bucurie, cu toți împreună, de la mic la mare, să cântăm spre slava Domnului, spre gloria Domnului, spre întărirea sufletelor noastre. Noi așteptăm pe Domnul Iisus când vine și Duhul și Mireasa zic vino și cine aude să zică vino, Doamne Iisuse!